Biserica domnească, ce se află în administrarea Muzeului Municipal din Curtea de Argeș, reprezintă o prioritate pentru noul director al instituției, care intenționează să refacă parcul din curtea Monumentului Istoric și totodată să reabiliteze clopotnița și turnul de veghe al lăcașului. Clopotnița, poarta de intrare, trebuie, să zicem, restaurată. Restaurarea însemnând schimbarea șiței. Se observă că șița este de două feluri, în coadă de rândunică și tradițională, și tencuiala, care este destul de deteriorată, păstrându-se însă culorile inițiale. Când va începe reabilitarea turnului de veghe, intrarea în curtea Bisericii Domnești urmează să fie mutată prin interiorul turnului de gardă. Acolo se va amenaja un spațiu unde să poată sta un om care să încaseze taxele de la turiști și în același timp să comercializeze materiale publicitare cu acest monument istoric.